Cristo, începând la strigă din camera lui Iisus, camera inimii. Ce înseamnă camera? Pentru Iisus a înseamnă ce loc. Bun. Ce este Sfânta Euharistie? Sfânta Părtășa. Ce este? Hai, mă, pentru pregătirea spune pregătirea. N-aveți să aveți învăță. Știu că de obicei nu prea voi să șansă să spuneți că aveți învăță sau. Ce este Sfânta Euharistie sau Sfânta Părtășa? Toți se dau de comandă care intrau la ușa templului.
poveste și cu timpul când va fi cuorul, cateheza, activitățile care sunt la biserică, să fiți mai aproape de Dumnezeu, de Iisus. Când te spune la mărturisirea de credință, mă lemnă de Satana, lemnă. Și de toate faptele lui, mă lemnă. Și de toată tăția lui, mă lemnă. Și mai întâi spune, credeți în Dumnezeu, dar poți să spun că eu credeți în Dumnezeu, dar nu. Poți spune, da, cred. Bine, o fi. Atunci, ca de Iisus, omul acesta, care a făcut cu el asta, n-am făcut și ale acestea, ca o vestioare, ați învățat teoria despre Iisus. Ce este pomanul, ce sunt sacramentele, ce este păcatul, care sunt poruncile lui Dumnezeu și a Bisericii. Și atunci, voi, dacă s-a văzut, se va întâmpla ceva în caz de ce trebuie să faceți atunci când greșiți, când aveți un păcat mare? Ce trebuie să faceți? Să rămâneți cu el așa, stă mult timp? Sau ce faceți? Să spuneți lui Iisus, îi trebuie mai des, îi iubim cât mai des. Nu mai, atunci la biserică.
de toate partea de lui. Credeți în Duhul Sfânt,
De asemenea, după ce îi dăruim Duhul și mulțumim cruce la binecuvânta și la dat cericilor să îi zică, luați și veniți din acestea. Acesta este Duhul Sfântului Meu, al Domnului și Veșnicului Legământ, care pentru voi și pentru voi se va lăsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta ca iubirea mea.
Amen.